Bună dimineața din nou! Pentru că astăzi este vineri, avem clar o zi de dulce. Simt așa patru ochi în tâmpla mea stângă. Eu cred că sunt șase. Sunt foarte atenți, asta înseamnă că o să am și ajutoare de vază. Desertul meu de astăzi este un desert popular. Eu i-am spus pur și simplu ciripele aurii. Ciripele aurii vin de la o denumire populară pe care o știm cu toții, dar nu putem să o spunem la poate, sigur că dar nu se poate spune pe post. Ca și ingrediente pentru un kilogram pentru un kilogram de făină, de preferință o făină pentru cozonac, pentru că sunt un gen de gogoși care trebuie să crească foarte, foarte bine. Avem nevoie, în primul rând, de două ouă, fix două ouă. Mai avem nevoie de circa 200 de mililitri de lapte. Asta înseamnă multiplu de 2. Avem nevoie de două esențe de vanilie, clar, și de coaja de la două lămâi. O lingură de oțet pentru ca aluatul să se destindă, să se degaje foarte bine, dar și să prindă o crustă crocantă. Oțetul este foarte important, ajută foarte bine. Un praf de sare și circa 200 de grame de zahăr. Două pachete de drojdie. Toate acestea se frământă foarte, foarte bine, se lasă la odihnă, circa 40-45 de minute, se modelează în porții fuziforme, apoi se vor prăji. Am să prepar și două sosuri, vă spun pe parcursul emisiunii, un sos din fructe de pădure și un sos din ciocolată amăruie, dar nu oricum, ci cu chili.